Dorian Popa a devenit cunoscut încă din adolescență, iar în prezent este una dintre cele mai urmărite figuri publice de la noi. Reușește să câștige sume considerabile în urma contractelor de imagine, colaborărilor sau a concertelor, însă au existat și momente când a fost nevoit să refuze oferte. Iată motivul pentru care artistul a refuzat suma de 100.000 de euro. Să fii celebru implică o multitudine de sacrificii și costuri. Dorian Popa este una dintre figurile publice care preferă să fie reale și deschise. În cadrul unui interviu, artistul a mărturisit faptul că primise o ofertă în valoare de 100.000 de euro, dar pe care a preferat să o refuze elegant. Dorian Popa a fost abordat și s-a propus să devină imaginea unui club de videochat. Din dorința de a nu-și dezamăgi oamenii la care ține enorm, incluzând aici și comunitatea pe care și-a construit-o an la rând, Dorian Popa a preferat să refuze banii respectivi. Da, dar am refuzat pentru că sunt de părere că un influencer trebuie să știe când să zică nu. Mi-aș fi dezamăgit oamenii la care țin atât de mult. Mi se oferea 100.000 de euro, o sumă mare pentru mulți oameni, a mărturisit Dorian Popa. În plus, a fost întrebat și dacă ar mai participa la un reality show de tipul Sunt celebru, scoate-mă de aici. În prima ediție, artistul a luat și el parte în show. Dorian Popa a mărturisit că ar participa doar în condițiile în care suma ar fi una potrivită. Dacă suma ar fi potrivită, aș pleca și pe Marte să mănânc extraterestri. Îmi amintesc că a fost unul dintre cele mai dure show-uri la care am participat și știu că e primul show din viața mea care m-a pus pe hartă, cu ghilimelele de rigoare. Până la Sunt celebru, scoate-mă de aici, eu eram Andrei din Pariu cu viața. După, am devenit Dorian Popa. Un reality show va arăta întotdeauna cine ești tu cu adevărat, îți va releva personalitatea, a mai spus cântărețul pentru Impact.ro.